Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a produs în cursul zilei de duminică. Un pieton de 25 de ani nu s-a asigurat la traversare și a fost izbit de o mașină care circula regulamentar pe drumul Flămânzi-Frumușica. Conducătorul auto a frânat, dar impactul a fost inevitabil. Mi-a sărit în față din partea asta de aici. Vorbea cu unul, era o mașină, m-a oprit aici, vorbea cu el. După aia de acolo mi-a sărit o rotită așa și mi-a sărit de altul, mi-a sărit din partea. Când am frânat, că nu... Cât au, de aici ai frânat 4 metri, când până am frânat, s-a răstăvălit pe botul mașinii și a tăvut jos. Nu, vițez, nu? Era băut, era. Era băut. Părut deodată în fața mașinii. O pus frână, l-am luat, l-am pus. O dat treci, o dat, telefon, o unit rapid. Deci nu a mai avut timp șoferul să reacționeze, nu? A reacționat, o pus frână, ne-am dat jos, l-am luat, l-am acordat primul ajutor și am putut noi, l-am deșutat o leacă, i-am dat ceva. Un pic la frunte, așa. Era conștient? Da. A fost un pic. Un pic. După aceea s-a dat drum. Da. S-a dimecer. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. Cadrele medicale au acordat primele îngrijiri și au transportat pacientul la spital. Pacient în vârstă de 25 de ani a fost adus în serviciul de urgență de către echipajul de terapie intensivă mobilă cu un politraumatism secundar unui accident rutier, acesta fiind pieton și, bineînțeles, în urma unui consum etanolic, acesta având halenă etanolică în momentul consultului. Este în acest moment în curs de investigare în serviciul nostru, ulterior fiind monitorizat și internat corespunzător diagnosticului pe care îl vom stabili în urma investigațiilor. Polițiștii au deschis o anchetă și derulează cercetări. Conducătorul auto a surprins și accidentat un pieton de 25 de ani care se angajase în traversarea drumului public prin loc nepermis și fără să se asigure. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tot în cursul zilei de duminică a avut loc și un accident pe drumul ce leagă Botoșanul de Suceava în zona Stejarul. Șoferul unei dube Volkswagen care circula spre Corni a intrat cu partea dreaptă a mașinii într-un parapet de oțel de pe marginea părții carosabile. Oțelul a străpuns tabla mașinii, iar fetița șoferului a fost rănită și transportată la secția de pediatrie a Spitalului Județean, iar mai apoi la o clinică din Iași.